Ați venit sau revenit la mine pe canal. Pentru că am zis să mai vorbesc cu voi, n-am mai vorbit de ceva timp, nu știu. Sau cel puțin așa mi se pare, unde în decembrie filmam zilnic și vorbeam cu voi zilnic. Faptul că acum vorbesc cu voi o dată sau de două ori pe săptămână, mi se pare că n-am vorbit de o lună. Am zis că dacă tot avem ceva activități mai interesante de organizare, știu că vă plac clipurile astea de organizare și atunci am zis să organizăm un dulap de aici din bucătărie și să desfacem împreună un colet. N-are rost să ținem în suspans, pentru că oricum deja ați văzut din titlu. Anul acesta nu știu, sincer nu știu ce m-a făcut să încerc HelloFresh. O să vă las link în descriere către ei, ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Auzisem de ei de ceva timp, știam de, cred că de vreo 2 ani sau poate mai bine auzisem de ei, dar nu știu, niciodată nu m-am hotărât, ca să zic așa, nu am fost suficient de determinată și de decisă să dau o comandă la ei. Dar anul acesta am zis hai să încerc, mai ales că am primit și un cupon de reducere, am zis de ce nu. Și am avut prima comandă și am fost foarte mulțumită și foarte încântată, atât eu cât și Florin. Eric, nu știu, nu pot să-ți dau, să fiu foarte sigură că el a fost încântat, dar cel puțin noi adulți am fost foarte încântați de această primă comandă și am zis să mai dau încă una, să vedem dacă și cea de-a doua este la fel. Și bineînțeles că astăzi a venit comanda și urmează să o desfacem împreună, să vedem ce rețete am comandat de această dată și ce anume avem în cutie. Și printre altele vom face un pic de curățenie și organizare, de fapt, într-unul din dulapuri, pentru că era dezastru, este dezastru și nu se mai poate așa. Și atunci mi-am comandat niște sticluțe din acelea pentru condimente, borcane, cum vreți să le ziceți, recipiente din acelea de sticlă. Sunt destul de multe, nu o să le folosesc pe toate, dar nu este nicio problemă asta, pentru că nu trebuie să le folosesc neapărat pe toate astăzi. Și vreau să-mi fac curat în primul rând în dulapul de condimente, e mult spus, partea asta de prăjiturit, de zahăr vanilat, chestii pentru prăjiturit. Vreau să-mi pun, pentru că am fie pliculețe de zahăr vanilat, fie diverse, nu știu, o cutie mai mare de scorțișoară, de exemplu. Și atunci vreau să îmi cumpăr și o tavă din aceea rotativă de se învârte și am zis să să o folosesc și să pun tot ce pot în acele recipiente de sticlă, de exemplu pliculețele de zahăr vanilat. Dar mă rog, n-are rost să intrăm în detalii, o să mă apuc imediat să vă arăt și recipientele pe care le-am cumpărat și să vă arăt și un before and after la ce vom face, ca să vedeți și voi rezultatul final. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, de fapt nu știu cu ce încep. Cred că încep întâi cu HelloFresh-ul, pentru că trebuie să desfac cutia și să pun la frigider, dacă este nevoie să pun la frigider. Iar după ce termin cu comanda de la HelloFresh, ne apucăm imediat să facem și să organizăm acel dulap din bucătărie. Dar, da, cam asta este planul momentan pentru astăzi. Asta vreau să fac. Nu știu dacă mai fac și altceva. Nu am decis încă. Cam asta este momentan planul. Haideți să întorc camera, ne apucăm să desfacem comanda de la HelloFresh, facem ordine și curățenie în acel dulap, iar noi ne auzim după aceea sau vedem. Ne auzim cu un voiceover, probabil. Bun, și acum că am desfăcut cutia, am schimbat un pic locul, ca să zic așa, suntem pe masă momentan. De fapt, voi sunteți pe masă și cutia. Eu sunt lângă masă. Haideți să vă arăt ce am comandat de această dată. Cam așa arată rețeta cu numărul 1.
rețeta cu numărul 10. Apoi avem aici rețeta cu numărul 7, care arată cam așa. Și să mai vedem încă una, că dacă nu mă înșel, doar 3 rețete am comandat de această dată. Și cam așa arată și rețeta numărul 3, rețeta cu numărul 17. Și haideți să vorbim un pic despre ele. Avem, pentru prima rețetă, avem fried beans and mushroom tacos with baby jam and chipotle mayo. Și pentru asta, în pachetelul acesta cu numărul 17, ar trebui să avem ceapă roșie, ciuperci, fasole din aceea neagră, maro, roșie, cum vreți să-i spuneți, un lime, usturoi, piure de roșii, bulion, niște chimion, cum vreți să-i spuneți, paprika, boia, cu alte cuvinte, maioneză, un vegetable stock, instant din acela pentru supă de vegetală, ca să zic așa, chipotle paste, taco, lipiile acestea și brânză, Greek style și salată. Și zice că se face în 20 de minute și tot ce trebuie să facem este să tăiem ciupercile și ceapa, le tragem un pic la tigaie, adăugăm fasolea, pregătim maioneza aceea cu pasta aceea de chipotle, care este iute, bineînțeles că asta se adaugă după gust, nu trebuie să o adăugăm pe toată, apoi încălzim un pic lipiile acelea, tortillas, și bineînțeles construim în ghilimele tacos. Și cam așa ar trebui să arate teoretic. Aici avem și ingredientele. Și cea de-a doua rețetă zice că se numește Chicken and Black Beans Enchiladas with cheese, wedges and spring onion. Și avem cartof, piept de pui tăiat, cașcaval, usturoi, fasole, bulion, din nou acea pastă de chipotle, chicken stock paste, super, avem iar lipii și ceapă verde, ceea ce ar trebui să fie gata în 40 de minute. Și tot în 40 de minute ar trebui să fie gata și cea de-a treia rețetă, care se numește chicken in creamy peppercorn sauce with mashed and roasted carrots. Deci asta ar fi un piure piept de pui cu sos de piper și morcovi la cuptor. Sunt trei rețete pe care nu le-am încercat până acum. Haideți să vedem așa și ce avem în fiecare. Pentru prima rețetă, cea de tacos, avem bineînțeles lipiile. Îmi cer scuze pentru zgomot. O salată. Ciupercile, bineînțeles. O ceapă roșie. Iar aici sunt sosurile, și anume maioneză, apoi ce avem aici? Bulionul, pasta de tomate. Asta este acel vegetable stock. Paprika. Asta cred că este chimionul. Și, bineînțeles, acea pastă de chipotle, care este, de fapt, ceva foarte iute, cu smoked red pepper, smoked red chili, white wine vinegar, onion, smoked paprika, tomato, chipotle chili, da. Și cam așa arată... A, nu, stați că mai avem ceva aici, bineînțeles, fasolea, pe care nu vi-o arătasem, că doar nu poți să faci
această rețetă fără fasole, atâta timp cât ea conține fasole, am aruncat acea pungă pe jos și, bineînțeles, lime-ul. Și cam asta este prima rețetă. Iar aici ce avem? Ceva, o băutură pe care, bineînțeles, că n-am comandat-o, cred că mi-au dat-o ei cadou, pentru că altfel nu înțeleg ce caut aici, pentru că n-am văzut să trebuiască la vreuna din rețete. Vedeți, să vedem aici în punguța cu gheață ce avem. Avem cașcavalul, care arată cam așa. Apoi ce mai avem aici? Creme fresh, bineînțeles brânza feta și piept de pui. Două pachetele de piept de pui. Și cam asta se află în această punguță. Haideți să o dăm și pe asta jos. Și să trecem la cea de-a doua. Și anume asta, ce era la numărul 10? Că nu mai știu ce era la numărul 10. Era acel pui cu morcovi și cu piure. Avem chicken stock powder, piperul pentru sosul de piper, cartofi pentru piure, morcovii aceștia mici ca să-i fac la cuptor. Ce mai avem aici? Oțet și o ceapă. Vedeți să le pun înapoi pe acestea. Iar ultima rețetă, avem o conservă de fasole. Asta este pentru acele enchiladas. Avem din nou lipiile, doi cartofi pentru a face acei wedges, bulion. Ce este asta? Bineînțeles, acea pastă de cipolte. După cum vedeți, este foarte închisă la culoare, ce mă face să cred că este foarte, foarte iute. Din nou avem acel chicken stock paste, acel și, bineînțeles, un fir de ceapă verde. Și cam asta este și cea de-a doua rețetă. Și după cum v-am zis, avem și această băutură care scrie pe ea că este non-alcoholic, sparkling, Italian inspired, sparkling with a crisp dry finish. Deci nu știu ce este. Ar trebui să fie ceva de bun. Să sperăm că este și bun. Mulțumesc celor de la HelloFresh pentru acest mic cadou. Nu mă așteptam. Este deja doar a doua comandă. În niciun caz nu mă așteptam să primesc așa ceva. Și am primit și, bineînțeles, un pliant despre această mică băutură pe care am primit-o. Dar da, cam astea sunt ingredientele, destul de simple, destul de puține pentru rețetele de această dată. Mă apuc să le pun la loc și ne auzim imediat. Și cam aceasta a fost comanda de această dată de la HelloFresh. După cum ați văzut, nu am decât 3 rețete, 3 feluri de mâncare. Asta pentru că nu am vrut să iau foarte multe și momentan este ultima comandă pe care o dau la ei. O să mai dau, garantat, dar nu știu acum când va fi următoarea. Nu voi da în fiecare săptămână, asta este clar. Unele îmi plac foarte mult. De ce am comandat data trecută am fost de... Stați un pic, am comandat 5 rețete. Una ne-a dezamăgit un pic așa, iar una ne-a plăcut foarte mult. Din păcate nu o pot recomanda momentan, pentru că dacă o puteam recomanda, garantat se află și pe această comandă, atât de mult ne-a plăcut. Dar da,
Oricum, o să încerc să o reproduc eu acasă, pentru că acum am acea foaie cu rețeta, știu ce ingrediente am nevoie și plus că am și făcut-o și știu. Acum știți cum e, am nevoie de un sos. Dacă sosul acela nu va fi exact ca cel pe care l-am primit de la ei, probabil că se va schimba un pic gustul, dar asta nu înseamnă că nu o să fie bun. Sper să fie bun, știu ce am de făcut, știu ce am nevoie și dacă nu știu, mă pot uita oricând pe rețetă. Dar da, merită încercat, măcar o dată puteți să încercați această chestie, mi se pare foarte ok. Acum depinde și ce fel de mâncare vreți, mi se pare ok pentru că nu se face risipă. Comanzi 2 porții, 3 porții și îți trimite ingredientele necesare pentru numărul de porții comandate. Dar da, cam asta a fost comanda de la HelloFresh. Haideți să mă apuc repede să fac un mic declutter, organizare, curățenie, cum vreți să-i spuneți și în acel dulap. Să vă arăt și recipientele pe care le-am cumpărat. Iar apoi, nu știu, dacă cumva nu ne mai auzim, ne auzim oricum cu un voice-over. Dar nu știu, încă nu știu ce planuri mai am. Știu că asta vreau să împărtășesc cu voi, să facem un pic de curățenie și organizare și organizare și să vă arăt și această comandă. Haideți să îi dăm drumul la curățenie. Cam așa arată dulapul în care vreau să facem curățenie astăzi. Am un raft din acesta adăugat, ca să zic așa, iar aici am tot felul de din astea de praf de copți, cobitori. În general, în partea stângă aici de desubt țin chestiile pentru copt, zahăr vanilat, esențe și alte chestii dulci, ca să zic așa. Deasupra la raftul ăsta am pâine. După cum vedeți, este diversă, foarte diversă, divers sortimentul nostru de pâine. Le țin în punguțe din acestea de IKEA, iar sus acolo am zahăr brun, îndulcitor, zahăr alb, ceaiuri și așa mai departe. În primul rând vreau să ne ocupăm de acest dulap. Am aici și niște pastile care nu au ce căuta aici, așa că asta facem. Facem curat în dulapul ăsta. Scoatem tot afară și le reorganizăm. Cam așa arată borcanele de pe care le-am cumpărat de pe Amazon. Aici vreau să transfer cât de multe chestii pot. Bineînțeles, după ce le voi spăla și le voi șterge, văd că vine și cu un pix, nu știu exact pentru ce. Și cred că avem și niște etichete. Nu avem o pâlnie și o perie de curățat. Da, foarte ok. Acum să vedem și cât de bine va arăta rezultatul final.
Și cam așa arată acum rezultatul final. Am făcut un pic de curățenie, am aruncat ce nu mai am nevoie sau ce nu mai era în termen. Aici am pus drojdia pe care o aveam într-o punguță, zahăr vanilat din acela la pliculeț l-am pus pe tot într-un borcan. Aici avem scorțișoară, praful de copt, am câteva sprinkles din astea, nu știu cum se numesc. Mai am unele de Crăciun în mijloc, am pus și scobitorile aici, iar aici am flavor drops-urile de la MyProtein, cele pe care nu le folosesc zilnic în cafea. Și am lăsat aceste pastile aici să fie în caz de urgență și pâinea, bineînțeles, tot acolo am lăsat-o pentru că este mult mai ok decât să o ținem pe blat. Dar cam așa arată acum. Mie chiar îmi place rezultatul final și mi se pare mult mai practic în felul ăsta, plus că mai am sticăre din astea și mai am, bineînțeles, după cum vedeți, nu am folosit decât 3 borcane. Pot oricând să le schimb și pe astea dacă vreau și pe acesta cu ghimbir. Iar aici în spate, cum v-am zis, mai am acela este de pumpkin pie, mai am niște bețe de scorțișoară acolo. Așa. Și aici ce am? Acolo am unele, toți niște sprinkles din astea de Crăciun. Dar da, este mult mai ok așa și mult mai frumos. De ce nu? Până la urma urmei, mă interesează să-mi și placă când deschid dulapul. Iar sus au rămas în continuare astea, doar că le-am rearanjat un pic. Acolo am de la Calivita Glamapul, este o pudră de colagen care teoretic ar trebui să o beau zilnic, dar nu fac asta. Am urcat acest unt de arahide cu ciocolată acolo sus. Și am și acea sticlă mare de esență de vanilie tot acolo, iar sus de tot mai am câteva ceaiuri pe care le folosesc mai des. Restul le-am ascuns, ca să zic așa. Dar da, cam asta este rezultatul final. Sper să vă placă și vouă.